La volan se afla o femeie în vârstă de 25 de ani care circula regulamentar când a accidentat un pieton în vârstă de 45 de ani care traversa printr-un loc nemarcat sau semnalizat cu trecerea pentru pietoni. Victima a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. Martorii spun că bărbatul era în stare de inconștiență. O bubuitură și când ne-am uitat era un Volkswagen 3 și un domn pe spate, dar nu știu. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Lucian Stroia, a declarat că femeii în vârstă de 25 de ani care se afla la volanul autoturismului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, deși din primele cercetări rezultă că vina aparține bărbatului. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit faptul că o tânără în vârstă de 25 de ani din localitatea Curtișoara, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu din localitate, a accidentat un bărbat în vârstă de 47 de ani din localitate, care se angajase în traversarea neregulamentară a străzii. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Madi Huzu, șef al unității de primiri urgențe, a declarat că victimei s-au recoltat probe de sânge pentru stabilirea gradului de alcoolemie. A venit un pacient care este victima accidentului rutier pieton, este inconștient, este în curs de investigație, este trimis să facă un computer tomograf, are un traumatism craniocerebral și o să vedem în funcție de rezultat dacă va fi trimis la Craiova sau va fi internat aici. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii exacte a cauzelor în care s-a produs accidentul.